Deși debitul Siretului este încă normal, serviciile pentru situații de urgență din primăriile aflate pe malul râului Siret și al Moldovei au luat măsuri de asigurare a permanenței la telefonul instituției. Nu vine niciun val, doamnă. Este cod galben de ploi cu caracter moderat, dacă vă licitez, și vânt, intensificarea lui vântul. Atât, nu vine niciun val, nicio viitură, nici nimic. Am luat măsuri normale aici la primărie pentru serviciu de permanență până la ora 18 de seară. Vedem dacă se prelungește cotul, o să prelungim serviciu de permanență. Și asta... Pe raza județului Neamț există avertizare meteorologică de cod galben, ceea ce a determinat conducerile primăriilor să instituie un serviciu de permanență până la orele 18 și cu prelungire dacă va fi nevoie. Deci Siretul se prezinte în cote normale, încă chiar sub, încă nu. Și îți date... Deci pe zona noastră Moldova ar fi și cu, prin afluenții ei să, puțin să crească debitul. Ce localități ar fi în pericol? Nu știu, mai jos, eu în Creangă, probabil. Vă spun ce a fost anunțat. Da. Că, printre care râu, nu, de Siret nu ne spune râul Moldova. Bistrița, Moldova și încă unul nu rețin acum, că nu le-am. Autoritățile locale fac apel la populație să-și păstreze calmul și să nu se alarmeze, chiar dacă în alte zone ale țării au fost anunțate inundații. Orice caz de urgență trebuie anunțat la telefoanele de serviciu ale primăriilor pe raza cărora se produc eventual situațiile de urgență.